Da, și avem și molarii de minte pe, pe care trebuie să-i scoatem. Bine, mulțumesc. Bun găsit! Molarul de 6 ani este un dinte definitiv special. Este primul molar care face parte din dentiția definitivă și apare sub cel de-al doilea molar temporar la vârsta de 6-7 ani. De ce este special? Pentru că pe cât este de important, pe atât este de vulnerabil. De altfel, mai este numit și copilul rebel al stomatologiei pediatrice. Foarte mulți părinți, în momentul în care vin la stomatolog, sunt uimiți atunci când le spun că la 6 anișori cei mici au un nou molar în guriță și mă întreabă, dar cum a apărut? Pentru că nu a picat niciun dinte. Și le explic de ce se întâmplă lucrul acesta. Noi avem două tipuri de dinți în guriță când suntem mici, dinți subcesionali și accesionali, așa cum le spunem noi, iar acești molari sunt niște dinți de completare. Ei apar în spatele tuturor dinților de lapte, celor 20 de dinți de lapte și nu trebuie să pice niciun alt dinte de lapte ca să apară acest molar, pentru că el completează practic arcadele dentare înspre spatele dinților. În momentul în care erupe molarul de 6 anișori, copilul poate să simt anumite lucruri ciudate. Sunt niște tulburări de erupție care sunt destul de frecvente și anume, cel mai des întâlnit este congestia mucoasei, adică gingia se umflă, se mărește în volum, devine ușor roșiatică, un pic dureroasă și simte oarecare disconfort și ceva durere la presiune. În cazuri aparte și mai rare, ce este drept, se poate umfla mai tare și gingiuța poate să aibă și anumite depozite de puroi. Dar atunci se prezintă la stomatolog și eventual facem niște spălături cu niște substanțe care să curețe local și îi rugăm pe părinți să le ia și niște geluri pentru un masaj local. De asemenea, se mai poate întâlni și oarecare febră, cel mult 37,5, ce este peste 37,5, deja ne gândim la anumite patologii asociate, deci care se duc dincolo de erupția molarului de 6 ani. Se întâmplă uneori ca erupția molarului să nu fie atât de negălăgioasă, ca să zic așa. Dintele poate să iasă doar cu o parte din coroană, da? Doar cu un cuspit sau doi cuspiți și apoi să rămână un pic blocat sub o porțiune de gingie și se poate interveni să se îndepărteze un pic gingia ca să lăsăm molarul să erupă așa cum trebuie. Fiind un molar care apare la o vârstă mică, igiena orală mai puțin riguroasă, la care se adaugă și consumul de dulciuri, facilitează apariția cariilor. Tocmai pentru că este un molar atât de vulnerabil, trebuie să avem grijă de el prin mai multe metode și în primă fază, evident, igiena contează foarte mult. Spălatul pe dinți de 2 ori pe zi este foarte important, dimineața și seara. Trebuie să folosim paste cu flori care ne protejează smalțul dintelui. Bineînțeles, alimentația este din nou foarte importantă. Dulciurile, cum bine știm că copiii le consumă destul de des și în cantități destul de mari, trebuie să o reglăm un pic și să le explicăm celor mici că dulciurile nu sunt extraordinar de bune. Totodată, vizitele la stomatolog sunt foarte importante, de cel puțin 2 ori pe an, ca să vedem dacă apar carii sau ce modificări apar în gurița celor mici. Și sunt și metode pe care le putem face la stomatolog, prin care îi putem proteja, și anume sigilările dentare. Da? După ce facem o igienizare și verificăm foarte bine dacă există vreo carie pe molari, îi sigilăm. Pur și simplu curățăm suprafața molarului cu o substanță specială și punem un material în șanțuri ca să le protejăm de o viitoare posibilă carie. Referitor la această metodă de sigilare, părerile sunt împărțite. Medicul pedodont spune însă că beneficiile sigilării pentru protejarea danturii copilului sunt semnificative. Pentru că șanțurile sunt destul de adânci la molarii de 6 ani și le facem mai puțin adânci punând aceste materiale în șanțuri. Bineînțeles că și conduita de acasă contează destul de mult. Este vorba, în primul rând, de evitarea alimentelor lipicioase, care pot tracționa elementul de pe dinte, dar și de respectarea regulilor de igienă orală în scopul prevenirii formării cariilor. E important de știut că sigilarea nu poate să prevină apariția cariei între dinți, da? Deci interdentar. Deci în continuare trebuie să avem o igienă cât se poate de bună în continuare, chiar dacă avem sigilări. Totul a început cu o mare ambiție și cu o promisiune pe măsură de a trata fiecare pacient ca cel mai important pacient al nostru. Iar pentru că suntem cea mai extinsă rețea din România, reușim să fim mai aproape de tine. Clinicile Dr. Leahu, soluții stomatologice de la primul dinte pe tot parcursul vieții.